Senor. Îl omor pe capitan. Pedro, când se întunecă, iei o mână de alcaluf, le dai topoare, vă suiți într-o pirogă și omorâți pe toți de pe corabie. Nu, nu, nu. Stai, nu se poate. Câinele o să latre și o să dea alarma. Dacă omul de veche trage un foc, toți alcalufii sar în apă de frică. Oh, blestemat-o. Un tâlhar, capitanul Pedro, un tâlhar. Acum nu pot să-i vin de hac. Oh, o să mai vedem noi. Aur! Aur, Pedro! Aur! Aur! Aur curat, Pedro! Rămânem aici! Ia sălbatici și descărcați corabia! Nu mai plecăm! Rămânem aici! Aur! 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 Ia! Aur! Ia! Aur! 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 Da, da, da! Aur! Aur! Aur curat! Aur! 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 Domnule, după cum vezi, descărcatul se termină abia azi. Ai două zile întârziere. Asta te costă încă 20 de lire. Ok.
Ce-o fi cu el? E ceva necurat la mijloc. Ceva este. După cât se vede, nu mai are de gând să meargă la Ușoaia. Își face tabără aici. Black Pedro! Dacă vine o goeletă, L'Esperance, spune-i capitanului să aștepte aici. Ai înțeles? Goeleta L'Esperance. Pe capitanul cheamă Pierre Vaillant. Nu vă spune nimic! Duceți-vă la dracu și vă necați! Ce neprevăzător am fost să mă pizui pe Métis. Capitan! Capitan! Eu spun! L'Esperance, spun eu, capitan! Ăsta e Moșandre, fiul meu, că eu l-am botezat așa. Eu spun! Mor! Bine, Moșandre! Când o să te întoarcem, o să capeți un dar! Eu sunt aici și capitan, și vameș, și polițai. Mai bine decât mine, nu vă poate lămuri nimeni. Aici, dacă intră un vas, nu se poate să treacă neobservat. Află toată lumea, până la ultimul băștinaș. Vedeți dumneavoastră, niciodată n-a ancorat aici, la noi, o goeletă sub pavilion francez. E limpede că Pierre n-a intrat în canalul Biglă. Cine știe ce s-o fi întâmplat? Va trebui să facem fără el ceea ce trebuia să facem. Până la capăt. Oricât de greu ar fi, chiar dacă ar fi imposibil. Capitan! L'Esperance! N-a venit! M-am uitat! N-a venit! L'Esperance! Strickland n-a plecat. Se pare că nici n-are de gând să plece. De ce n-o fi plecat? Coboră-ți barca. Statornicirea în vere. Poate că printre frumusețile astea o să-ți găsești și tu o nevastă. Să nu rămâi nesurat. Să nu zici de două ori în vere, ia uite-te la ea. Ia. Bă. Ia. Sunt sigur că nu mai pleacă de aici. Nu mă bucur, dar n-am cum să-l alung. O să ne facem tabăra dincolo de râu. În felul ăsta o să avem și hotar între noi. Apa asta nici nu e trecută pe hartă. Adevărat. Ce-ar fi să o botezăm Oltișor? Sunt frumoase, băiete. Să vedem dacă apar în clasificări, dacă nu să le punem câte un nume.
Băieți, mi se pare că v-am băgat în mare încurcătură. Dar dacă o să judecați bine, o să vedeți că nu sunt vinovat. Și nu o să mă țineți de rău. Ce încurcătură, domnule, spune? Păi, s-a făcut că o să iernăm aici. Înseamnă că o să zăbovim aproape un an. Cum așa? Am sosit prea târziu și iarna a venit prea devreme. S-au pornit ninsorile în munți. Nu o să mai putem trece dincolo de creste unde-i ținta noastră. Înseamnă să înfruntăm primejdi prea mari. Și atunci? Atunci așteptăm până la primăvară sau ne lăsăm pe gubași? Până la primăvară aici. Aici primăvara înseamnă sfârșitul lui noiembrie, când se îndreaptă vremea, dar nu e încă destul de cald ca să se pornească ghețurile sau avalanșele. Dacă am fi sosit măcar cu o lună mai devreme. Dar știți bine și voi că nu eu sunt vinovat de întârziere. Numai că să ne lăsăm pe gubași după ce am făcut atâta drum, nu se potrivește cu firea mea. Dar avem și noi casele noastre, neveste, copii. Cât o ține iarna, o să mai facem un drum până la Ușoaia și o să scot bani cât vă trebuie să trimiteți acasă. Ei, da, asta n-ar fi rău, dacă e vorba de atâta întârziere. Deci, vă învoiți să rămâneți. Păi, cinstit vorbind, la cine am împotrivit? Tocmai vorbeam cu oamenii ăștia. De ce să strângă numai stric la îndaur? Nouă ne-ar strica? Suntem noi mai bogați? Așa v-a să zic. Bine, Gherasime, strângeți aur cât vreți. Nu mai aveți grijă să nu dea peste gura hambarului. Păi, să ne apucăm. Ai găsit o pereche de cercei? Păi așa nu-i rost să ne îmbogățim. Și nici alcalof n-avem ca să adune în locul nostru. O să facem altfel după puterile noastre și o să fie bine. Uite cum. O să abatem apa oltișorului pe șgheaburi ca să spălăm nisipul să-l despărțim de aur. Nu că o să rămânem cu aur curat. Așa ceva nici nu se poate. Treaba asta o să o isprăvim când ajungem acasă. Dar dacă o să umplem hambarul cu nisip spălat astfel... Păi tot avem nevoie de lest, nu? O să avem destul aur ca să ne polăim casele. Capitan, asta o cale cât este? Păi la o tonă de nisip se poate scoate o oca de aur. Păi da! Asta, Ismaile, ar însemna cam 100 de ocale. Peste 15 pentru fiecare. Capitan, luăm 30, dreptește-mă. Andrei! 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 Ismail! Vasile! Vasile! Marcela! Marcela! Ți-a spus să mă vere că aici o să te așezi și tu la casa ta. Eufrosina! Eufrosina! Ion! Ion! Geta! Geta! Gheorghe! Gheorghe! Prima lor casă. Primul adăpost omenesc din istoria alcalufilor. O să facem altele. Mai dacă or vrea să intre. O să ne folosim de moșa Andrei. Andrei! Da, da. Moș da, Andrei! Da, da, da. Moș Andrei! E un bătrân isteț. Când o să fie gata și vatra și o să facem focul... Sigur, dacă dau de căldură, au să se bucure că oameni sunt și ei. Și au să ne ajute să le facem și pe lălalt. Să încapă cu toți. Hai, moș Andrei! Hai, moș Andrei! Hai, că vin și ei, hai! Ce frică! Hai, vin! Ce? Moș Andrei! Ia!
Aici? Da. Așa. Vi se plăcut? Hai! Hai, curaj! Hai, Vere, să ne culcăm și noi. Lasă-i în plata domnului că s-o descurcai. Bună dimineața! Bună dimineața, Haralam! A plouat și azi noapte. A plouat și vremea asta îndeamnă la somn. Uite că nu s-a sculat niciun alt caluf. Cred că Strickland turbează de mânie. Treaba lui. Să nu ne mai gândim la el. Vorba e că satul nostru n-are niciun nume. Ce-ar fi să-i zicem vai de ei? Păi de ce? Nu se potrivește. Vai de cei care n-au adăpost. O să-i spunem lopătari. De ce e tocmai lopătari? Pentru că bieți oamenii ăștia toată viața lor au tras la lopeți în drumurile lor pe ape. Acum e pentru prima dată când au un acoperiș ca lumea. Buenos dias, senor. Ce e, Pedro? Până asta e ferit să pui piciorul pe ulița noastră. Senor al meu dorește să stea de vorbă. Foarte bine. Spune-i să poftească. Dar unde vrea el să fie locul de întâlnire? Senor, vă roagă să poftiți la cabană. Spune-i că așa nu-mi convine mie. Dar dacă vrea, să ne întâlnim la jumătatea drumului. Marinărie e și asta, domnule. La fel de primejdioasă. Și nici pirații nu lipsesc din preajmă. Crezi că avem ceva de împărțit între noi? De bună seamă, dar nu aurul. Nu fi atât de visător, capitane. În lume sunt oameni mult mai răi decât mine. Știu, dar nu i-am transportat eu cu speranța. Uite ce este. Îți fac o propunere. Cât aur vrei ca să părăsești locul în 4 zile? Dacă aș sta aici numai pentru aur și aș judeca așa cum se judecă în lumea negustorilor, ți-aș cere cât ar încăpea în magazie. Dar ți-am mai spus că nu pentru aur am rămas eu aici. Și în privința asta, dumneata, nu pot să-mi faci nicio propunere. Și ai de gând să rămâi multă vreme? Cel puțin până la primăvară. Ascultă, capitane, sunt un om primejdios. Multă lume se teme de mine. Și îndrăznesc să spui asta în gura mare? Da! Aici nu sunt judecător și nici poliție. Ar fi bine dacă vorba mea te-ar pune pe gânduri. De multă vreme m-ai pus dumneata pe gânduri. Și care ți-e hotărârea? Rămân. Îți fac o ultimă propunere. Să trăim în prietenie. Mă leg să nu mă amestec în treburile dumitale și nici dumneata să nu te amesteci în ale mele. Ți-ai lași în pace pe sălbatici. Nu uita că eu i-am adus aici. Dar nu în spinare. N-ai tras la vâsle, nici nu le-ai dat hrană. Hrana și-o găsesc singuri. Nu întotdeauna. Datoria dumitale era să ai grijă de ei dacă ai pus să muncească. Eu sunt căutător de aur, nu misionar. De ce le-ai făcut case? Te supără că nu mai tremură de frig în ploaie? Trânde vezi la căldură în loc să-și facă datoria față de mine. Black Pedro îi va convinge să dea foc caselor, care aduc nenorocire. Dacă îl prind pe Pedro pe aici, îi rup picioarele. Iar dacă se întâmplă vreo pagubă în tabăra noastră, ai să o plătești înzecit? Îmi declar război, capitane. Nu, dar primesc războiul dumitale. Pedro ți-a mai spus, capitanul e dușmanul tatălui tău.
Ți-am făgăduit fotografia. O vei avea în ziua când dușmanul tatălui tău nu va mai fi pe lume. Așteaptă, Pedro. El e șiret și are oameni mulți. O să chipzim cum să punem mâna pe corabie ca să ne putem întoarce la tatăl tău. Vino. O să așteptăm clipa prielnică. Am adus cu noi o fiară. Eu vedeam că nu este lucru curat asta pe Zedeng Sticland. Lasă, Ismaele. Nu te mai lăuda atât. Câtă murdărie are în suflet, n-a bănuit nimeni. Acum nu ne rămâne decât să plătim greșeala. Ori plecăm, ori dăm piept cu tâlharul. Să plecăm? Nici gând. Și aurul? E și aurul. Dar mai e și mândria noastră. Suntem bărbați și naiba să ne temem de o scârnăvie. Atunci trebuie să păzim satul și corabia. Lasă-l, lăbuș. Crezi că a fost Pedro? Nu l-am văzut prea bine, dar el trebuie să fi fost după pălărie. Altcineva nu poate fi. Mr. Strickland nu ne-a amenințat degeaba. Fii atent. Domnule, poruncește lui Pedro să facă doi pași la dreapta dumitale. Pedro, aveai un cuțit. Nu cumva l-ai pierdut azi noapte când ai trecut râul? Pedro, data viitoare glontele o să te nimerească în mână și pe urmă în scăfârlie. Bravo! Vere! Bravo! Nu trebuie! Pe hărțile astea sunt trecute toate locurile bătute de noi până astăzi, în sus de albea Oltișorului. Una o luăm cu noi, alta rămâne pe corabie. Aici rămân Ismail, Ieremia și Gerasim. Ceilalți merg cu mine. Aș fi vrut să mai iau pe unul dintre voi. Dar, din păcate, vecinătatea lui Strickland ne obligă să fim cu băgare de seamă, să nu punem în primejdie tabăra și corabia. Nu. Știu, știu, m-am gândit bine. V-am cântărit pe fiecare în parte. Rămâneți aici trei oameni de nădejde. De, domnule, dacă altfel nu se poate... Ne-am fi putut amâna plecarea cu o lună, dar n-are niciun rost. Pe Pierre am încetat de mult să-l mai aștept. Dispariția lui nu are pentru mine nicio explicație. Mi-am obosit și mintea și sufletul de atâtea presupuneri și frământări. Nu vreau să mă gândesc că a pierit și el ca și tatălui în locurile acelea necunoscute unde tocmai ne pregătim să plecăm. Nu vreau să mă gândesc și nu pot. Domnule... Știu, Gerasim. Știu. Era timpul să întrebi. Ar urma să ne întoarcem peste 5-6 săptămâni. Dacă vezi că întârziem, să nu pornești după noi, ar fi deprisos. N-ai ști ce drum să o iei și nu ne-ai găsi. Și atunci, domnule, ce facem? Dacă nu venim în două luni, ridicați ancora și plecați. Unde? Acasă. Când ajungeți, să predați în mâini bune, cum veți fi îndrumați mai bine tot ce am adunat aici pentru știința oamenilor. După aceea, corabia să fie a voastră. Să vă faceți meseria cu ea. Ia lăsă, domnule, nu ne mai băga în cap asemenea gânduri, că o să vă întoarceți.
Așa nădăjduiesc și eu, Ieremie. E? Rămâneți cu bine. Ai grijă, grasime. Noroc, domnule. Ai început să ai umeri de bărbat. Drum bun. Și să veniți cu bine. E aur ăsta, domnule? Nu. E ceva mai prețios decât aurul. E fier, pirită și hematit. Pe aici ar trebui să fie și cupru. Cred că și plumb. Și o să cărăm minereu din ăsta? Nu. Însemnăm numai pe hartă. Vor veni alții după noi. Mihule, câți pași ai numărat tu de la ultima haltă? 2400, domnule. Deci 2 kilometri. Da, dar astăzi am făcut 26 de kilometri. Ce ne dai de mâncare? Fiertură de legume uscate cu carne. Dacă suntem cu mai mare băgare de seamă, poate ne pică vreun vânat. Trebuie să ne pice. Altfel nu ne ajung proviziile. N-ar fi bine să mai căutăm niște roci până mai e lumina afară? Putem să mai aruncăm o privire, dar nu văd în jur decât formațiuni calcaroase. Cred că suntem aproape de izvoarele Oltișorului. Când o să acoperim pata asta albă, o să avem cea din tâi mulțumire. Nu-i puțin lucru să treci pe harta lumii chiar un râu ca Oltișorul. Ce primăvară e asta, domnule? Cam cu dinți. Thank you.
E abia 4. Ai spus ceva? Spuneam că e abia ora 4. Ar mai fi încă lumină. Dar uite că ori pe căim fără să vedem unde punem piciorul. Ar fi mai bine să facem popas. Până nu se ridică ceața, n-are rost să mergem mai departe. După barometru, suntem la 1500 de metri înălțime. După știința mea, ar trebui să fim pe piscul cel mai înalt din ramura de sud-est a anzilor cordilieri. Nu se vede nimic de la 5 pași. Ne oprim aici. Deși locul nu-mi place prea mult, o să așteptăm până se risipește ceața. Dar cât o să mai țină ceața asta, domnule? Cine știe? Poate o oră, poate o zi, poate o săptămână, sau chiar mai multe. Uite ce am găsit printre ghețuri! Păi ăsta nu-l punem pe foc, adă-l încoace. O să lăsăm aici ca semn, să se știe de trecerea noastră. Cine să știe? Cine a venit după noi? Cine să vină după noi? Ce să mai caute aici? De grade, 40 de minute sud de ecuator. 68 de grade, 5 minute longitudine vestică. Acest pisc a fost descoperit și trecut pe hartă azi, 17 noiembrie 1883, de către echipajul goeletei românești Speranța și s-a botezat de către ei cu numele de Ceahlăul Mic, în amintirea și dorul Ceahlăului din Moldova. Acolo trebuie să fie oceanul, dar nu-l putem vedea. Ceața o să se risipească. Nu se poate ca soarele să nu fie de partea noastră. Oare ce se ascunde sub cețuri? Mi-aduc aminte ce vorbeam cu Pierre. Câți ani ar fi trecut de atunci? S-ar putea să fie păduri sau lacuri, sau munți, ori câmpii, ori deșert, sau toate la un loc, sau nimic deosebit. E, nici nu prea pare să fie ceva deosebit. Important e să știm. Hai la drum! Iar vine ceața peste noi. Poate avem noroc și se risipește. No, o știu eu. Uite cum ne împresoară. M-am înghețat mâine. Să mă desmeticesc puțin. Te așteptăm, nu ne îndepărtăm. Ce s-a întâmplat? Unde e Adnana? Adnana! Adnana, unde ești? Am auzit-o strigând. A căzut în prăpastie, acolo. Adnana! Uite-i rucsacul. La buș! Cățel, unde ești? Nu striga. Se poate strâni o avalanșă. A plecat la vale câinele. Ce facem, domnule? Dumnezeu știe cât de adâncă e prăpastia. Cobor eu. Micule, frânghiile. Du-te, Micule. Imediat. Nu se vede nimic. De repede. Hai, ia-la. Ține. Ia-la. Așa. Așa. Aveți grijă, domnule. Mă lăsați încet la vale și nu strigați. Hai!
fac, na, na! Ce s-a întâmplat? Domnule, mă auzi? Stai, nu te mișca. Nu cumva să ai vreo fractură. Nu cred. Sunt eu, Mihu. Mihule! Mihule, unde ești? Sunt la capătul frânghiei. Ce să fac? Du-te sus! Și mai adu-o frânghie! Am înțeles. Te doare? Nu știu. Mai mult m-am speriat. Bine, bine, stai liniștită. Domnule! Domnule! M-auzi? Am adus frânghia. Ce să fac, că nu vă văd? Caută-ți un loc unde să te sprijin și dă drumul la frânghie. Hai, lăbuș, vino aici. Așa cățel. Nădește frânghia și du-te sus la Haralam să o trageți întâi pe Adnana. Aici. Hai, hai, Lăbuș. Hai, vino. Vino aici, aici. Bravo. Am alunecat cu stratul de zăpadă. Am să te leg. Panta e foarte abruptă. Sau o să facem o targă? Nu, am să încerc să mă cațăr. Mă doare genunchiul. O să te tragem încet în sus. Așa. Hai, hai, curaj. Așa, hai, hai, hai. Ai grijă. Stai că te țin eu. Ce? Cum te simți? Bine. Ai pățit ceva? Nu, nu, nimic. Stai jos. Încet. Stai că desfac eu legăturile. Strânge frânghia.
băieți. Poposim aici. Până se îndreveniște Adnan. Uite, instalăm cortul acolo. Stai să vedem. Așa. Hai. Să strângem frânghia. Hai, hai, hai. Ce ceață. Munții ăștia seamănă cu Podragul de pe la noi. Vieții oameni au pierit pe semne cum era să pierim și noi dacă se pornea avalanșa. Să fie expediția cu tatălui Pierre Vaillant, domnule? Nu poate fi alta. Poate un supraviețuitor sau mai mulți, poate răniți, au încercat să lasă un semn. Stat la adăpost. T.S. Înțelegi ceva, domnule? Nu știu cum îi chema pe oamenii lui Arnold Vaillant. Să fie decât Arnold Vaillant. Pare să fie un jurnal. Stai, să nu-l atingem. Să nu-l vătămăm. Când o să ajungem acasă, o să-l cerceteze oameni de meserie. Hârtia pare să fie putredă. Acolo e speranța noastră. Aproape că am ajuns. Dacă mergem așa, întins până la miezul nopții, suntem acasă. Nu. Suntem pe drum de atâta vreme. Mai putem răbda o noapte.
frigat, Nana? Nu. Ți-am spus doar că alături de tine mi-e mai cald decât în cabină. Care cabină? Cea de la provă. Nu știi? Cea pe care mi-ați repartizat-o mie. Când crezi că ai să te muți la mine? Când ai să poruncești. Doar tu ești stăpânul cabinelor. Ia uite! Ce este? O stea care a căzut și rătăcește prin pădure. Nu e o stea. E o lumină. O lumină care se mișcă prin pădure. Băieți! Băieți! Vedeți lumina aceea din vale? Ce să fie? O văd. Mare comedie. O făclie! Dar de unde? Ticăloșii! Au pus foc satului! Strângeți cortul! Atunci, Petru, mi se pare că e ora. Culcați-vă liniștiți, senor. Lăsați totul pe mine. Sus mâinile, clar, Norman. A să zic clipa răfuiele. Kurt Schlimbach. Eu, prietene, te caută multă vreme. Ai murit.